Bine v-am găsit în acest clip, veți putea vedea cum se despachetează și cum se montează bicicleta Polar Grazia 6S. Dacă nu puteți face singur această operațiune, vă recomand să apelați la un service autorizat. Dar înainte să ne apucăm de montaj, haideți să vedem ce este în cutie. Această bicicletă este disponibilă și în culoarea albă, cât și în culoarea bej, roz, negru, chiar și oliv. Pentru realizarea acestui montaj vei avea nevoie de un clește tăietor de cabluri, de un imbus de 6, o cheie fixă de 15, o cheie fixă de 8 și, în ultimul rând, de o șurubelniță în stea. Pentru început, luați cleștele de tăiat cablurile ca să tăiem bridele ce fixează ghidonul de furcă. Primul pas este montajul ghidonului, iar pentru asta voi avea nevoie de imbusul de 6. Deocamdată îl pun în buzunar și îmi poziționez ghidonul corect. Nu vă lăsați induși în eroare de poziția acestui ghidon, va trebui să montați corect pipa mai întâi, așadar toate cablurile le trecem dincolo de pipă, după care introducem această pipă în furcă. Este foarte posibil ca aceasta să nu intre din prima, deci va trebui să mai desfac șurubul acesta din capăt cu ajutorul imbusului de 6, după care voi încerca din nou să o introduc în furcă. Să spunem că o lăsăm aici, cam asta ar fi inserția pe moment, după care va trebui să poziționăm desigur și ghidonul și pentru aceasta va trebui desfăcut șurubul acesta de sub pipă. Tot cu imbusul de 6, le liberăm și tragem de ghidon către în față, iar în acest moment o să vedeți că și cablurile se aranjează în poziția corectă. Ca să montez ghidonul corect, acesta va trebui să fie îndreptat către mine, iar aici, în partea centrală, va trebui pus fix pe mijloc, după care voi strânge acest șurub la loc cu imbusul de 6. Dacă tot suntem la acest capitol, asigurați-vă că pipa formează o linie dreaptă cu roata de față, după care strângeți de final șurubul pipei de aici de sus din capăt. În cutia mare a bicicletei veți regăsi o cutie mai mică, pe care dacă o veți desface, veți regăsi șaua și pedalele. Se află și alte accesorii în această pungă, precum farul, pe care nu l-am menționat. Punem cutia jos și iată și soneria pentru cei care vor să-și o monteze pe bicicletă. Dar să trecem la șa. O scoatem din pungă și vom monta pe aceasta tija de șa, care arată astfel. Montajul este simplu, va trebui să introduceți această tijă pe partea mai subțire, în această gaură de prindere. După care va trebui să folosiți o cheie de 13 pentru a o strânge. O strângem doar provizoriul, dar să fie totuși fixată, după care o introducem direct în țeava cadrului. Îi stabilim înălțimea optimă în funcție de înălțimea voastră și de lungimea piciorului, bineînțeles, după care vom purcede la strângerea colierului
care se prinde tot cu ajutorul unei piulițe de 13. Mă asigur că șaua este dreaptă, anume că vârful și ei formează o linie dreaptă cu cadrul. Acum este perfect. Și strâng piulița până la capăt. Pentru montajul farului va trebui pur și simplu să înlăturați acest șurub. Dacă nu reușiți la mână, atunci cu o cheie de 8. Îl fixez între cele două lamele, după care introduc din nou șurubul, astfel încât acesta să prindă direct în filetul de pe partea opusă. După care va trebui să-l strângeți definitiv cu o cheie fixă de 8 mm și să poziționați și farul în poziția dorită. Alternativ, puteți folosi și o șurubelniță în stea pentru a prinde acest far, dacă nu dispuneți de o astfel de cheie fixă de 8, însă funcționează ambele variante. Pentru ca farul să funcționeze, va trebui să-i scoateți această siguranță. Și iată-l, s-a și aprins și se oprește din acest buton de sus. Trecem apoi la montajul pedalelor, o să le scot din ambalajul lor. După care va trebui să urmăriți pe axul pedalei cele două litere, un R care provine de la right, adică dreapta, ceea ce înseamnă că este pedala care se montează pe partea cu foile, și bineînțeles un L care provine de la left, adică stânga. Pentru început o să fixez acest ax în dreptul filetului brațului. Nu uitați să puneți și o peliculă de vaselină pe filet ca să puteți desface pedalele ulterior. O înșurubez la mână, strângerea se face către partea din față, după care voi folosi o cheie fixă de 15. Apoi luăm cealaltă pedală, cea cu litera L inscripționată pe ax, și procedăm la fel, o fixăm pe filet, punem o peliculă de vaselină și înfiletăm exact în aceeași direcție, și anume către în față. Mai întâi cu mâna, după care luăm cheia fixă de 15 și o strângem definitiv. Montajul soneriei se face pe ghidon, iar soneria are un colier care este prins cu un șurub. Șurubul se poate desface foarte simplu cu o șurubelniță în stea. Desfacem colierul, este din plastic, nu vă faceți griji, nu se rupe, este un plastic maleabil. După care introducem șurubul în locul său și îl strângem. Ce trebuie reținut? Soneria trebuie să aibă mânerul de acționare în dreptul degetului vostru. Acesta a fost montajul bicicletei Polar Grazia S6. Eu vă doresc spor la șurubărit și distracție maximă la pedalat.